Bună ziua, bine ați venit la Spitalul Județean din Bacău. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți, dar în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului ministru Alexandru Rafila pentru prezență. Dânsul este o prezență aproape frecventă, aș putea, constant, într-un mod constant a venit la Bacău și a venit la Spitalul Județean și de fiecare dată am simțit sprijinul dânsului în realizarea investițiilor din cadrul Spitalului Județean. Astăzi am avut punerea în funcțiune, de fapt, inaugurarea heliportului și extinderii UPU adulți din cadrul Spitalului Județean. Ați văzut radioterapie 2, a doua secție de radioterapie și cred că fiecare dintre dumneavoastră ați observat faptul că atât heliportul cât și radioterapia au fost realizate în condiții de calitate deosebite. Nu vreau să lungesc foarte mult, eu am să fac o prezentare generală a heliportului în primul rând și apoi să dau cuvântul fiecare dintre cei care sunt participanți la această conferință, începând cu domnul președinte Benea, domnul prefect, domnul președinte Andis, dacă... Și domnul ministru rămâne să tragă concluzii la ceea ce a văzut astăzi, ceea ce a văzut și de-a lungul timpului. Vreau să fac o scurtă prezentare a heliportului. De fapt, sunt lucrări de modernizare a UPU adulți și heliport, realizate din fonduri europene și cofinanțare Consiliul Județean, o lucrare în valoare de 3.600.000 de euro și bineînțeles că această investiție nu doar că era necesară, era și oportună și poate face diferența dintre viață și moarte. Obiectivele specifice, evident, au fost modernizare, extindere și dotare unități de primire urgențe, circuit adulți din cadrul Spitalului Județean de Urgență, apoi asigurarea unei infrastructuri de transport pacienți pe cale aeriană cu elicoptere SMURT, preluarea și transportul acestora în cadrul funcțiunilor specifice secției UPU. Lucrările au început în data de 15 iulie 2020 și au fost finalizate undeva în luna august, pe data de 15 august, dacă nu mă înșel, și de atunci a început partea de autorizare a heliportului, iar astăzi se va desfășura zborul de calibrare care încheie practic autorizarea heliportului. De aici, dacă domnul președinte Benea, aș vrea să preluați partea de radioterapie 2. Da, am să vorbesc și eu. Mulțumesc tuturor pentru prezența astăzi aici. Am să vorbesc pe scurt, dar foarte apăsat, despre un proiect pe care îl știți și a demonstrat utilitatea, un proiect al meu de suflet, secția de radioterapie. Ea a început undeva în 2014-2015, când am dărâmat ceea ce se numea tratament oncologic la momentul respectiv. Astăzi am ajuns să dăm în funcțiune al doilea accelerator de particule. Este o confirmare a faptului că este o secție a spitalului care și-a demonstrat utilitatea, dar care cel mai important, am spus-o de fiecare dată când am pornit lucrări sau am inaugurat lucrări acolo, este o secție care alină suferința. Sigur că trebuie să ne amintim puțin și din umbrele acestui proiect și să îl punem în contrast cu alte afirmații destul de hazardate ale unora. Este un proiect pionier, aș spune, în zona Moldovei. Nu vreau să mă duc mai mult de zona Moldovei, pentru că n-am o statistică în acest sens. Mai este ceva similar la Suceava, care se construiește acum, dar, atenție, se construiește pe parteneriat public-privat. Vreau să vă spun că atunci când eram președinte al Consiliului Județean, s-a încercat așa ceva și la nivelul Spitalului Județean Bacău, o propunere de parteneriat public-privat pe radioterapie, pe care am respins-o din start, considerând că și eu și colegii mei de la vremea respectivă, care constituiam majoritatea în Consiliul Județean, că trebuie să creăm o secție de radioterapie modernă, dar cu un acces cât mai facil al pacienților. Pentru că pentru noi, socialdemocrații,
accesul la sănătate și la educație sunt doi piloni fundamentali. Și dacă la Suceava se va trata vreodată, se vor trata vreodată pacienți de cancer, se vor face în primul rând cu o decontare serioasă în buzunarul partenerului privat și cu un decont mai serios din partea pacientului. Deci, din acest punct de vedere, suntem în antiteză cu cum văd liberalii soluția rezolvării tratamentului de radioterapie. Și dacă vorbesc de liberal, trebuie să vă amintesc că, și probabil că va urma o lună fierbinte iarăși în județul Bacău pe subiectul sănătății, vă reamintesc că acest al doilea accelerator, deși am solicitat fonduri de la Guvernul României, Guvernul Orban la momentul respectiv, în vara lui 2020, ne-au trimis la plimbare, n-au acordat niciun leu pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău. În schimb, au alocat 3 milioane de euro, dacă vă amintiți, cam cât trebuia pentru al doilea accelerator. Au alocat pentru acea panoramă de cort care se pretindea a fi suport pentru tratament COVID. Știți despre ce vorbim, s-a vorbit la momentul respectiv. Așa au înțeles liberalii, în timp ce guvernul Orban și ministrul sănătății Tătaru la momentul respectiv să susțină eforturile unei administrații care investea în sănătate. Ba mai mult, în august 2020, dacă vă amintiți, același ministru Tătaru a parafat desfințarea spitalului juridică, din punct de vedere juridic, a spitalului municipal, dar aici, sigur, trebuie să predau ștafeta domnului prefect, care va contextualiza și dânsul de ce suntem aici și de ce facem aici această conferință municipală, nu întâmplător, pentru că s-a vorbit mult despre acest spital care n-a funcționat niciodată, care astăzi este un pavilion, pentru care Consiliul Județean Bacău are o viziune, are o strategie alături de Ministerul Sănătății, dar deocamdată ne-am izbit de un refuz, ce să vezi, al acelorași oameni de dreapta de la USR și PNL din Consiliul Local. Am mai discutat acest subiect în aprilie, știți pe larg viziunea și strategia noastră pe acest subiect. În zilele următoare vă voi explica și din punct de vedere politic de ce cred eu că nu se dorește trecerea, transferarea acestui pavilion din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului, dar până atunci am să dau cuvântul domnului prefect. Mulțumesc, domnule președinte. Vă salut, domnule ministru Rafila, bine ați revenit în Bacău. Cred că ceea ce astăzi am repertoriat cu toții reprezintă două exemple palpabile, concrete, care ne diferențiază ca echipă politico-administrativă de cei care doar se fac că fac și spun că fac fără să facă nimic. Atât extinderea secției de radioterapie, cât și nou heliport pun cu fonduri europene, construit de Consiliul Județean cu fonduri europene, pun un contrast vizibil, marcant, între o echipă politico-administrativă care și-a făcut o prioritate din sănătate și cei care la conducerea UAT Municipiul Bacău, la conducerea Municipalității Bacăoane, fac pe bufonii și oferă periodic, regulat în spațiu public, numere de circ, filmându-se, cum bine amintea domnul președinte, filmându-se în fața unei clădiri desființată din statutul de spital în anul 2020 de o guvernare, guvernarea Orban și al său ministru al sănătății de la acel moment, domnul Tătaru. Mă bucur totodată, dincolo de acest contrast pe care l-am reiterat, mă bucur că parterul fostului spital municipal găzduiește această conferință de presă. Este rodul unei investiții care l-a avut ca artizan pe președintele Consiliului Județean și la inițiativa Consiliului Județean, urmare sigură a unei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din octombrie 2021, care a constrâns practic Municipalitatea Bacăoană să accepte această mână întinsă și să realizeze investiția, mă rog, reparațiile și reabilitările pe care le vedem aici la parter. Ne aflăm într-un fost spital desființat în 2020 de către Guvernul Orban, și pe care bufonii pe care i-am amintit în intervenția anterioară l-au trecut în PNRR în 2021, băgând în Planul Național de Redresare și Reziliență un spital desființat și o secție fără proiect, secția de Arș. Despre asta este vorba și cred că contrastul și modul în care noi dovedim
că se poate în Sănătatea Băcăuană și că aceste investiții funcționează în sprijinul bolnavilor și pacienților băcani, ne departajează net de ceea ce se întâmplă la conducerea Municipalității Băcăuane. O singură tușă în încheiere aș dori să mai fac, faptul că pentru cei de la Primăria Bacău, pentru administrația Viziteu, nu este o necunoscută soluția pe care administrativ trebuie să și-o asume Consiliul Local și conducerea Municipalității pentru a da sens acestei clădiri care de 15 ani stagnează la statutul de șantier. Soluția a fost prescrisă de Ministerul Sănătății în această primăvară, în 2022, când printr-un răspuns la o adresă comună transmisă de Consiliul Județean și Consiliul Local, Ministerul Sănătății a precizat că acest imobil, repet, un fost spital, care nu a funcționat niciodată în esență, trebuie să treacă în domeniul public al județului și în administrarea Spitalului Județean de Urgență, integrat în circuitul medical al acestei unități medicale, respectiv a Spitalului Județean de Urgență. Să nu ne facem că nu vedem această soluție și să nu ne facem că nu vedem că din martie-aprilie, de când această soluție a fost comunicată, la Municipalitatea Bacău nu s-a luat nicio decizie și, de fapt, se încearcă blocarea acestei perspective de finalizare a clădirii în care ne aflăm. Mulțumesc! Domnul ministru, dacă... Vă rog. Bună ziua! Mulțumesc, domnule președinte, doamnă senator, domnule prefect, să nu uit pe cineva, domnule europarlamentar și stimate coleg președinte Alandis. Mulțumesc pentru invitația de a reveni la Bacău. Vin aici cu plăcere pentru că e un loc unde în sistemul de sănătate se întâmplă lucruri și nu numai că se întâmplă, dar se și finalizează. Am văzut astăzi două obiective importante, o secție de radioterapie foarte modernă care permite pe de-o parte tratamentul adus la zi din punct de vedere la radioterapie a pacienților oncologici și a mult mai multor pacienți oncologici datorită performanțelor acestui echipament. Și am înțeles, am discutat cu colegul de acolo, am discutat destul de mult și am înțeles că deservește nu numai oameni din județul Bacău, ci și din zonele limitrofe. Lucru pe care l-am remarcat este legat de profesionalism. Nu putem să dezvoltăm un program național de control și combatere a cancerului decât dacă avem resursă umană specializată care rămâne în localitățile în care au început activitatea și mai ales dacă au acces și la tehnologiile noi, cum este cea de radioterapie de aici, de la Bacău. M-aș bucura să găsim astfel de soluții pentru principalele orașe din țară, încât oamenii din România, pacienții cu boli oncologice, să aibă cât mai repede acces la astfel de resurse terapeutice. De asemenea, am fost și am văzut helioportul, care este o parte a unității de primiri urgențe, și cred că pacienții de aici, din zona Bacăului, pot să primească ajutorul medical specializat într-o situație de urgență în care sunt direcționați în această zonă de echipele SMURT către unitatea de primiri urgență, care este o unitate parte a structurilor Ministerului Sănătății și care încearcă să găsească cele mai bune răspunsuri pentru pacienții aflați în stare gravă de sănătate atunci când ei sunt direcționați de echipajele de ambulanță sau de echipajele SMURT și care au nevoie de asistență medicală specializată. Acum, dincolo de aceste realizări, și vreau să mulțumesc colegilor de aici de la Bacău și spuneam, este împreună cu mine și colegul meu de la Agenția Națională de Dezvoltare a Investițiilor în Sănătate, domnul Popa, care ocupă postul de președinte interimar la această agenție. Noi credem că succesul proiectelor din PNRR, o parte dintre ele gestionate de agenție, se poate să se încheie cu succes dacă în această agenție aducem persoane specializate în domeniul investițiilor spitalice și care au și dovedit că au competență în acest domeniu.
Un foarte scurt comentariu, nu vreau să intru într-o dezbatere care sigur e o dezbatere politică locală, dar care are impact asupra sănătății băcăuanilor. Eu cred că băcăuanii au dreptul la servicii de sănătate și mai cred încă un lucru și din cauza asta am spus toate lucrurile apreciative la adresa colegilor de la Consiliul Județean Bacău. Eu apreciez foarte mult oamenii care au vocația construcției și mai puțin pe cei care au vocația obstrucției. E un lucru evident că o clădire care se găsește în incinta Spitalului Județean și care, din punct de vedere administrativ, aparține în acest moment primăriei Bacău, trebuie să ajungă acolo unde este locul, adică în incinta Spitalului Județean, încât și băcăuanii să poată să beneficieze de modernizarea completă a acestei clădiri prin PNRR. Noi nu avem cum să facem altfel decât să acceptăm la finanțare proiecte în care există dovada funcționării acelei instituții și, în mod evident, spitalul acesta, așa zis, municipal, care a fost desființat în urmă cu mai bine de 2 ani și care nici nu a funcționat în mod efectiv, niciodată nu poate să fie beneficiar. E clar că băcăuanii au dreptul să aibă servicii medicale de bună calitate, iar acest lucru se pot face în cadrul spitalului județean, care este în aceeași incintă cu această clădire despre care discutăm. Și vreau să vă mai spun un lucru care nu are nicio conotație politică, indiferent de apartenența politică, cred că este clar pentru oricine că n-are rost să faci două administrații, două spitale care sunt exact în același loc. E rezonabil și din punct de vedere economic și logic, spune eu. Și din cauza asta eu fac apel către autoritățile locale de aici, din Bacău, să găsească rapid o soluție, pentru că mai avem 3 săptămâni în care se pot depune proiecte și aceste proiecte trebuie să intre în faza de evaluare și ca să poată să intre în faza de evaluare și de eligibilitate, este clar că trebuie clarificat foarte rapid acest statut juridic al acestei clădiri. E păcat să nu utilizăm o clădire în care s-au investit deja sume serioase de bani, care arată extrem de bine și are circuitele funcționale și dotările necesare, inclusiv pentru secții de terapie intensivă, inclusiv pentru situații de excepționale, cum a fost pandemia COVID sau pentru alte situații care pot să vină. Cred că este cesul al 12-lea, trebuie să avem o decizie și o asumare. Dacă asumarea va fi ca să nu se rezolve această problemă prin unica soluție existentă pe care v-am prezentat-o și eu și colegii mei, atunci lucrul ăsta trebuie spus și recunoscut public că există o lipsă de interes în ceea ce privește accesul oamenilor din municipiul Bacău la servicii de sănătate și din județul Bacău, pentru că acest complex medical servește întregi toți cetățenii din acest județ. Eu vă mulțumesc și cred că viitorul o să fie bun din punct de vedere al serviciilor de sănătate pentru județ, cu atât mai mult dacă se întâmplă și se finalizează această decizie pe plan local care să permită aplicația către Programul Național de Restructurare și Reziliență pentru acest corp de clădire din care se găsește în incinta Spitalului Județean. Mulțumesc foarte mult și dacă o să fie câteva întrebări împreună cu colegii mei, o să încercăm să vă răspundem la ele. Mulțumesc! Deci vă rog întrebări dacă aveți la ceea ce am prezentat până acum. Vă rog. Haideți să facem așa, o să stau eu să-mi puneți mie întrebările. După ce le terminăm, puneți domnului președinte ca să nu ne schimbăm foarte mult. Sau fiecare dintre noi. Da, vă rog. Vă rog. Este prima mea intervenție în calitate de jurnalist și sunt emoționată și onorată să fiu în fața dumneavoastră. De la ce post sunteți? De la EuroTV, Valentina Stan. Pare bine. Domnule ministru, în cazul în care municipalitatea se împotrivește și se împotrivește, cât ar trebui să mai așteptăm noi și dacă noi, ca cetățeni, cadre medicale sau jurnaliști, putem contribui cumva să aducem un răspuns favorabil cât mai repede? Știți care e problema? Noi avem un cadru legal aprobat de către Guvernul României și care nu face altceva decât să parafeze ceea ce a decis Comisia Europeană în momentul când a semnat acest acord legat de PNRR cu România. Noi nu putem decât să ne supunem prevederilor legale
Și singurul lucru pe care puteți dumneavoastră să-l faceți în calitate de cetățeni este să utilizați mijloacele democratice pe care le aveți la dispoziție, încât să convingeți municipalitatea să facă ceea ce ar trebui să fie în menirea ei, să răspundă interesului cetățenilor și să facă posibilă accesarea acestui program care cred că aduce resurse importante în sistemul de sănătate și trebuie și băcăuanii să poată să beneficieze de el. E un lanț decizional care implică și Departamentul pentru Situații de Urgență. Există numărul 1, unic 112 și pentru situațiile care nu permit transportul rutier, din punct de vedere al gravității situației unui anumit pacient sau complexității care ar fi generată de transportul pe cale rutieră, în mod evident, elicopterul SMURT care se găsește la Iași, care deservește această zonă, aduce pacientul la heliport, este transportat în unitatea de primiri urgențe și de acolo este trimis în secția în care trebuie intervenit. Probabil că e vorba de pacienți cu politrauma și atunci au nevoie de intervenție chirurgicală, specializată, neurochirurgicală, ortopedică sau de chirurgie toracică sau generală. Există criteriu, nu sunt specialist în medicina de urgență, eu sunt microbiolog, dar eu v-am dat ce anume? Da, sunt ministrul sănătății, exact. Eu v-am dat exact circuitul logic, sigur că există criterii, încadrarea pacienților în cele patru coduri de urgență este esențială, sigur că este vorba de pacienții de cod roșu, care trebuie să beneficieze de astfel de servicii. Și apropo de acest lucru, o să vă spun o chestiune care este foarte importantă, de ce vrem noi să dezvoltăm serviciile prespitalicești, pentru că la unitățile de primiri urgențe din România, 80%, aproape 75% dintre pacienții care ajung sunt urgență de cod verde sau galben, care pot fi rezolvate și în zone ambulatorii. Și de asta cred că trebuie să integrăm, așa cum vă spuneam, mai bine în unitățile de primiri urgențe cu ambulanța și cu celelalte servicii de asistență medicală prespitalicească, încât să nu supraaglomerăm spitale și în spitale să ajungă oamenii care au într-adevăr nevoie de servicii medicale de asistență spitalicească. Mulțumesc. Vă rog, altă întrebare. Domnule ministru, ce se poate face pentru ca pacienții să nu mai dispară din spitale, ca apoi să fie găsiți pe câmpul sau unecați? Asta pentru că restricțiile și protocoalele pe care le respectă anumite secții conduc la tragedii. Vă rog să mă ascultați un pic, să vă explic. Și acum o săptămână, aici, Spitalul Județean de Urgență Bacău, o femeie de 76 de ani cu demență severă, fost adusă la urgenție de aparținători, preluată de medici, pentru investigații. După 4 ore, a dispărut de pe polurile spitalului, unde aștepta rezultatul unui CT, pentru că nu a avut cine să o supravegheze. În ciuda faptului că aparținătorii s-au oferit și chiar au insistat să o însoțească la investigații și analize, au fost îndepărtate de 3 ori de asistenți și gardieni, invocându-se restricții și protocoale. Tragedia nu s-a încheiat aici. Soțul decedat i-a murit și el marți, după ce și-a îngropat soția, a făcut infarct chiar în cimitir. Iar fiul acestora a suferit la câteva ore mai târziu un accident vascular. Întreb așadar, ce putem face pentru că aparținătorii și pacienții să nu mai fie umiliți, pentru că protocoalele și restricțiile se aplică fără a se putea adapta situațiilor excepționale. Doamnă, mi-ați relatat o situație tragică și aveți toată, sau familia are toată compasiunea mea pentru acest lucru. Noi am reglementat inclusiv prin ordin de ministru modul în care se poate intra în spital, vizitele la pacient și așa mai departe. E o problemă aici, o problemă sistemică, pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, e bine ca să poată să existe suficiente resurse umane pentru cazurile de urgență, ele să se trateze doar cazurile de urgență. Adică exact asta v-am spus, că dacă reușim să dezvoltăm cum ar trebui și cum este în toată Europa asistența medicală prespitalicească, atunci personalul din unitățile de primiri urgență ar fi suficient să supravegheze sau să rezolve astfel de cazuri. Dar dacă
trei sferturi dintre cei care sunt în unitățile de primiri urgențe pot ajunge acolo pentru că nu au unde să meargă în altă parte, și asta este adevărul, atunci ajungem inclusiv în situații dramatice. Sigur, nu e nimic scuzabil în ceea ce pentru cineva. Nu cunosc contextul, nu pot să fac aprecieri decât dacă cunosc îndeaproape situația, dar în mod evident este și o anumită neglijență care a permis astfel de lucruri și pacienții atunci când sunt investigați, când așteaptă mai ales un rezultat al unei analize, mai ales că spuneați că era vorba despre o persoană care avea o demență senilă, în mod evident trebuie găzduită într-o zonă care permite supravegherea și care ar fi prevenit o astfel de situație. Mulțumesc. A spus că elicopterul de la Iași se servește și zona Bacău. Credeți că ar fi posibil o investiție într-un elicopter să avem aici la Bacău? În momentul în care, să spunem, datorită apariției acestui helioport, solicitările pentru elicopterul de la Iași ar fi prea mari și elicopterul, de asta trebuie să existe o evaluare și o investiție o face atunci când există o nevoie. De multe ori s-a întâmplat ca lucrurile, investițiile să facă fără să fie nevoie și atunci trebuie să știm sigur că, să spunem, după funcționarea acestui helioport, timp de 3 luni, 6 luni, un an de zile, elicopterul de la Iași, să spunem, nu face față intervențiilor și atunci e nevoie de un alt elicopter. Dar lucrul ăsta sigur că trebuie evaluat și o astfel de investiție trebuie justificată foarte serios. Nu. Noi am promis că vom prezenta întrebarea, să vă spun de unde a plecat această decizie a noastră. Există, eu am fost foarte mult prin țară și am văzut că multe dintre spitalele de la nivelul județelor se dezvoltă, sunt renovate, se construiesc clădiri noi, vedeți că se întâmplă și aici la dumneavoastră la Bacău. În timp ce, prin efortul autorităților locale, în timp ce infrastructura subordonată Ministerului Sănătății nu a beneficiat de un proiect de investiții susținut timp de mai mulți ani, încât să ajungă la un nivel cel puțin comparabil cu ceea ce se întâmplă în țară. Atunci fac o evaluare în acest moment, care este avansată, a situației clădirilor și a investițiilor care au existat de-a lungul timpului, în ultimii 30 de ani, în spitalele subordonate Ministerului Sănătății. Noi avem aproape 70 de unități sanitare în subordine și îmi doresc ca până o să termin acest mandat, chiar dacă lucrul ăsta se va întâmpla, să spunem, în scurt timp sau într-un timp mediu, să pot să generez un plan strategic care să permită reabilitarea și dotarea corespunzătoare a acestor instituții în subordinea Ministerului. Mai vreau să discutăm de instituții extrem de valoroase din punct de vedere al personalului medical. Gândiți-vă la Institutul C.C. Iliescu, gândiți-vă la Institutul Fundeni. Vă dau doar exemplu unor instituții din București, dar ele sunt și în alte zone din țară și m-aș bucura să putem să avem o viziune, noi ca și țară, ca și guvern, indiferent de culoarea politică, încât să avem un plan de investiții anual care să permită reabilitarea acestor clădiri. La asta m-am referit, nu la spitalele județene. Mulțumesc! Numele dumneavoastră este vehiculat ca posibil candidat pentru președinția României din partea Partidului Social Democrat. Veți accepta? Haideți să spunem, a fost vehiculat, mai puțin este vehiculat în ultima perioadă, așa că n-aș vrea să facem astfel de comentarii, oricând o astfel de candidare dură este onorantă, dar ea necesită cel puțin două elemente. Unul este legat de sprijinul clar al unui partid politic pentru astfel de candidatură și alt element legat de conștiința și de pregătirea pe care o are o persoană, și nu mă refer neapărat la mine, pentru astfel de candidatură care înseamnă nu numai cea mai mare onoare, dar și cea mai mare responsabilitate într-o țară. Așa că este prematur și nu are niciun fel de rost să facem speculații pe această temă. Mulțumesc! Domnul este legat de spitale și de investiții în spitale. La Spitalul de Pneumologie Iași, dacă ați fost acolo sau când veți merge, da, știu care este situația, am vizitat acest spital pentru prima dată în anul 2002
Din păcate, acest spital, care trebuie să recunoaștem că este în subordinea Consiliului Județean Iași, alături de alte instituții spitalicești, acolo n-a existat niciun fel de viziune sau interes în ceea ce privește reabilitarea și investițiile. Am vizitat la Iași și Spitalul de Neurochirurgie Oblu, care este tot așa un spital vechi, care însă a fost reabilitat, a fost dotat, oferă condiții medicale, probabil, nu știu dacă cele mai bune din țară, dar printre cele mai bune din țară, pacienților, inclusiv pacienților oncologici care au nevoie de neurochirurgie, au acolo un gamma knife foarte modern și așa mai departe. Ei, eu totuși îmi pun o întrebare. Două instituții, la fel de vechi, cu profil de instituții medicale, aflate în subordinea aceleiași autorități locale, Consiliul Județean, sunt foarte diferite din punct de vedere al situației. Și atunci e mod clar că și omul sfințește locul și interesul pe care și l-au dat de-a lungul timpului, managerii de la un institut sau de la celălalt, de la un spital sau de la celălalt, a fost foarte diferite. Și, din sigur, Ministerul Sănătății poate să ajute cu o anumită investiție, și dacă ar fi, nu i-am regăsit niciun fel pe lista din PNRR, acea listă de 49 de spitale, cred că sunt multe întrebări la care cei de la Consiliul Județean Iași ar trebui să răspundă și să se gândească cum pot să genereze un proiect care să ducă la reabilitarea acestui spital, de care e nevoie nu numai pentru Iași, pentru toată regiunea Moldovei. Aș prefera ca proprietarul acelui spital, deci domnul Alexe, domnul președinte al Consiliului Județean Iași, să vă dea un răspuns concret, nu un răspuns abstract pe care aș putea să vi-l dau eu. Mulțumesc. Criza energetică va afecta bugetul pentru servicii medicale și medicamente? Totdeauna bugetul este limitat și în momentul în care tu ai cheltuieli salariale, ai cheltuieli cu utilitățile și cheltuieli cu materiale sanitare și medicamente, sigur că dacă una dintre componente crește, afectează celelalte componente. Din punctul ăsta de vedere, noi facem acum o evaluare. Am trimis la, atât la spitale subordonate Ministerului Sănătății, cât și la toate consiliile județene din țară, o adresă și vrem să facem o apreciere a cheltuielilor legate de utilități, mă refer energie electrică și gaz, sau încălzire, dacă e vorba de spitale care beneficiază de termoficare, să vedem comparativ costurile din ultimele 3 luni ale acestui an cu costurile din cele 3 luni similare ale anului precedent și dacă vom constata diferențe apreciabile care pun în pericol funcționarea spitalelor și banii necesari pentru servicii medicale, medicamente și investigații, vom face o practic o informare concretă Guvernului României pentru că trebuie luată o decizie legată de compensarea acestor costuri încât unitățile sanitare să-și desfășoare activitatea normal și pacienții să aibă la fel acces la aceleași servicii medicale și medicamente, să nu existe o astfel de posibilitate pe care ați invocat-o dumneavoastră de reducere a accesului la servicii medicale și medicamente. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnul președinte. Mulțumesc frumos. Vă rog. Domnule Ivan, ce dacă sunteți mulțumit de președintele Consiliului Județean, ordonator de credit pentru Spitalul Județean, de activitatea cadrelor medicale de la Spitalul Județean? Dacă ați primit cumva sesizări în legătură cu... Vreau să fac din capul locului o diferență. Noi suntem, așa cum bine a zis, sunt ordonator de credite, finanțez Spitalul Județean. Spitalul Județean este în subordinea Consiliului Județean. Partea de organizare, partea de ceea ce înseamnă activitate medicală, revine Spitalului Județean. Noi nu ne putem suprapune cu acest lucru. Evident că am primit reclamații. Pe reclamațiile punctuale pe care le-am primit, am încercat să răspundem cât mai concret, dar în același timp încercăm să rezolvăm o problemă sistemică
în ceea ce privește partea de așteptare, mă refer la zona de ambulator, copii sau ambulator adulți, suntem în zona asta de a putea reduce ceea ce înseamnă aglomerație și cât mai multe nemulțumiri din partea pacienților. În mod evident, noi ne dorim ca prin investițiile pe care le facem să fie corelate cu prestația cadrelor medicale. Eu nu sunt în măsură să judec prestația unui cadru medical pentru că nu am pregătirea necesară, dar una este partea organizatorică și una este și partea de finanțare și una este partea de comportament al cadrelor medicale cu pacientul. Aș vrea să fac o diferență clară, deci partea de unități primiri urgențe, să știți că ține în cea mai mare măsură și de fapt e subordinea departamentului de situații de urgență. Spitalul județean asigură infrastructura. Asta ca să punctez la ceea ce a spus și dumneavoastră, ca parte de responsabilități. Nu știu dacă am răspuns complet, dacă doriți, pot continua. Mulțumesc. Alte întrebări? Suntem la final, cum mai am 3 observații, pe scurt. Vă rog, domnul președinte. Deci, zborul de calibrare, că n-a spus nimeni, are loc diseară la ora 17:30. Cine vrea să asiste la acest zbor inaugural e foarte bine. Cineva întreba aici de Spitalul de Pneumologie din Iași. E foarte bine că îl face domnul Alexe, poate să ia tabla de la dânsul de la fermă sau, dacă nu mai are tablă la fermă, poate să vorbească cu domnul Fechet, să mai semneze niște certificate de mediu și mai face rost de niște tablă pentru Spitalul de Pneumologie din Iași. Că domnul Fechet a semnat certificatele care au generat tabla de pe casa lui Alexe. În timp ce se derula această conferință de presă, a venit și o știre bună. Nu este o investiție mare, dar pentru noi este o veste bună, pentru mine și pentru domnul președinte și pentru domnul Popa, că a fost manager al spitalului, faptul că după lupte seculare ce au durat vreo 11 luni, Compania Națională de Investiții a reușit să încredințeze direct către o firmă finalizarea unui corp de clădire unde se va muta psihiatria în condiții decente. După cum știți, modernizarea corpului vechi de clădire de la Spitalul Județean de Urgență a făcut obiectul unui contract între Compania Națională de Investiții și o firmă din Botoșani. O firmă din Botoșani care a executat cam 50% din contract, a abandonat lucrările undeva la finalul anului 2021. Și iarna lui 2021 a fost un coșmar pentru managerul Popa și Spitalul Județean de Urgență și bolnavii de la psihiatrie. Până la urmă s-a traversat fără a fi probleme deosebite. Termenul de finalizare a acestei lucrări este de 2 luni, deci până la 31 decembrie ar trebui finalizate lucrările și secția de psihiatrie să revină acolo unde trebuie să revină, fără a mai avea condițiile vitege pe care le-am avut în iarna anului trecut. Nu este o investiție foarte mare, dar este o știre bună, pentru că totuși a făcut obiectul unor știri neplăcute în iarna ce tocmai a trecut. CNI-ul. Da? Aici, cu stadionul, e iarăși o întrebare care trebuie să o puneți la Mărășești 6, dar eu vă asigur că în următoarea lună v-am spus că va fi o lună fierbinte din punct de vedere politic, pentru că până la urmă subiectul de aici, bine spunea cineva, subiectul acestui pavilion n-are nicio treabă cu sănătatea, are treabă doar cu politica, dar asta o să vă explic în zilele următoare, pentru că acest obiectiv nu vine acolo unde trebuie să, nu merge unde trebuie să meargă pentru a obține bani europeni spre modernizare din rațiuni politice, pe care le voi explica nu mai târziu de 48 de ore din acest moment. Mulțumim frumos și ne vedem sâmbătă. Mulțumim frumos.